Sentimentele sunt așa amestecate, să spun, pentru că, sigur, în momentul în care cei din conducerea clubului, conducerea probabil al ministerului, suporterii și-au pus în gând retragerea tricoului cu numărul 7, nu este un impediment pentru nimeni, că acum la modă sunt 89, 95, 78, deci numerele astea de la 1 până la 11 apar din ce în ce mai rar. Să lege și retragerea numărului 7, eu nu pot decât să le mulțumesc. Sunt sigur că și-au asumat o responsabilitate foarte mare, deoarece probabil vor fi păreri și pro și contra. Cum vi se pare stadionul și ce sentimente vă încearcă totuși? E momentul în care practic se rupe de vechea arenă. Nu se rupe, niciodată nu se rupe, pentru că practic noi suntem din nou acasă, să spunem așa. A trecut foarte mult timp de când nu s-a mai jucat pe acest stadion. E un stadion foarte, foarte frumos, foarte elegant. Sper ca la jocurile Stelei de acasă, tribunele să fie aproape pline, dacă nu pline, dacă nu se poate. Și sper ca rezultatele echipei să facă ca suporterii Stelei să se reîntoarcă din nou acolo unde le e locul, aici, în Ghencea. Am avut deja ieri o întâlnire cu Loții și cu Lăcă și mă bucur că pe Loții nu-l văzusem de 5 ani. Cu Weissenbacher, pistol, care i-am văzut mai rar. Cred că asta e cea mai mare satisfacție. Și sigur că, nu în ultimul rând, să văd acest stadion, care este super. Și cu numele dumneavoastră gravate acolo? Pentru eternitate? Da, e ceva pentru copii, pentru nepoți, când am trecut degeaba prin Ghencea. Eu preferam să-i dea, eu știu, unei tribune numele lui Marius Lăcătuș, că merită. Este simbolul Stelei și clar, cred că era mai indicat, poate. Ilie Dumitrescu a propus ca lui Marius Lăcătuș să-i se facă o statuie în fața stadionului. Deci și dumneavoastră ați merit-o. Nu, acest lucru a mai vrut și domnul Becali să facă o statuie și Marius nu prea a fost de acord pentru că nu pot să continui. Care e frumoasa amintire pe care aveți de pe Ghencea? Meciul cu Andele, clar. Când am reușit să ne calificăm în finală, cred că a fost cea mai mare performanță care am reușit-o pe acest stadion. Suntem puțin emoționați pentru că noi în fiecare an ne revedeam din an în an la 7 mai, dar anul trecut a fost pandemie, deci după 2 ani de zile am reușit să ne revedem. Și mai ales că se inaugurează această bijuterie a fotbalului românesc, ca să spun așa, din Ghencea. Și e bine că totuși s-a dat drumul și la spectator, pentru că altfel era trist un meci de fotbal fără spectator. Ne bucurăm, suntem emoționați și sperăm ca această inaugurare să fie de bun augur pentru echipa Steaua. E un stadion modern, foarte frumos și sper să fie cu multe, multe succese, dacă se poate, foarte importante pentru fotbalul românesc, ca să spun așa. Pentru mine este un moment unic. Aici m-am dezvoltat ca persoană, am crescut cele mai mari satisfacții morale și profesionale și materiale. Am marcat goluri pentru echipa națională, am marcat goluri pentru Steaua. Eu am văzut și tot ceea ce înseamnă baza, unde noi ne antrenăm și făceam pregătirea de la 8 ani. Am venit la inaugurare pentru că este cel mai frumos stadion din țară. Lăcătuș este simbolul acestui club. Eu cred că ar trebui să îi se facă și o statuie în fața stadionului. Dacă are Thierry Henry la Arsenal, Lăcătuș trebuie să aibă în fața acestui stadion. Cum ți se pare că a ieșit această seară? Nu știu, ai avut la un moment dat că ți-a venit să lăcrimezi, să pui pielea de găină, parcă prea multă istorie aici? Au fost, într-adevăr, multe emoții și în tribună și pe teren. Și lucrul acesta s-a simțit, cred că a fost o atmosferă extraordinară și ne-am bucurat cu toții de acest lucru. Discutând cu membrii generației 86, i-am văzut foarte, foarte emoționați și dacă spuneați de lacrimi, am văzut în ochii lor lacrimi. Ne bucurăm că am reușit să le oferim acest moment, ne bucurăm că am reușit să-i oferim lui Marius Lăcătuș acest moment și steliștilor care și-au dorit cu adevărat să se întâmple acest lucru. Și
întregului public care a fost astăzi aici și a simțit din nou atmosfera de pe Ghencea. Coregrafiile împărțite în ceea ce privește retragerea tricoului și între colegii dânsului. Întotdeauna vor fi părerile împărțite. Este o decizie luată de club și este o decizie asumată. Câte ore, zile de muncă e pentru un astfel de eveniment ca să iasă așa cum ești în seara? De cât timp se muncește? Nu știu, nu le-am numărat, însă n-a fost ușor. E peste așteptările tale? Ca și nivel de muncă, da. Am anumite lucruri care nu au ieșit așa cum aș fi vrut, dar încă o dată mă bucur că am reușit să ducem la bun sfârșit ceea ce am încercat să reușim și să oferim acest cadru. Și până la urmă, cred că ei merită tot efortul și nimic nu este prea greu pentru a-i aduce din nou în lumina oamenilor, pentru că au reușit să facă istorie pentru România, poate o istorie irepetabilă, și cred că toți cei care au venit din club și toți cei care au venit să susțină acest eveniment s-au bucurat. Din generația ta ai invitat, nu au vrut să vină sau a fost doar seara pentru 86? Nu, am invitat din toate generațiile, dar din diferite... Mirel Rodoi este în buclă, Nicolae Dică este în buclă și el se pregătesc pentru Olimpiadă, alții au fost în vacanță, unii au fost prezenți. Deci nu se supără nimeni, te-a invitat pe toată lumea, ca să nu mai apară după aia. Eu am încercat să invit pe toată lumea, da, și pe Dorin Goian, pe toți am invitat. Ați văzut de multe ori stadionul gol, astăzi pentru prima oară când îl vedeți așa, pe jumătate, prin cât s-a putut, cum se vede stadionul cu suporte, din tribune, cu coreografii, cu torțe, cu tot ce trebuie? Da, arată a fotbal, arată a stadion de fotbal de nivelul Stelei. Și... sincer, ne-au trezit multe amintiri și cred că a fost o atmosferă extraordinară, de care suntem cu toții mândri și mai ales suporterii Stelei. Se poate spune că greu acum începe. Aveți un stadion nou, echipa e în Liga a doua, totuși fără cât de promovare în acest pretenții mari ales. Mai sunt nouă pretenții. Pretenții mari au fost la Steaua din partea suporterilor dintotdeauna și așa va fi. De asemenea, Steaua nu a jucat niciodată la egal, întotdeauna a jucat la victorie și același lucru se va întâmpla și sezonul acesta. Așa că știm că sunt pretențioși, publicul stelist este pretențios, noi suntem obișnuiți să câștigăm și atunci, din ceea ce înseamnă parte tehnică, vom face tot posibilul să câștigăm. Mai departe, nu depinde de noi. Cam pe când estimez că veți rezolva aceste probleme juridice? Nu pot estima lucrul acesta, pentru că v-am spus încă o dată. Nu depinde de noi lucrul acesta, noi încercăm să organizăm din punct de vedere tehnic și administrativ la nivelul nostru. Celelalte decizii. Dar semnale și interes, așa începeți să mai primiți, că bănuiesc că pentru orice afacerist sau om cu bani, investitor în această țară, sună bine brandul Steaua. Da, Steaua este un brand foarte interesant pentru toți cei care vor să investească în sport și au fost discuții, probabil că vor mai fi. Vedem care dintre ele se vor concretiza. Oamenii sunt foarte importanți în fotbal, am văzut foarte emoționat George acum în seara asta. Să sperăm la o implicare a lor în fotbalul românesc la Steaua sau eu știu, în general. Am mai zis, de exemplu, și domnul Tudorel Soica așteaptă că e la dispoziția ta sau a clubului, dacă va fi poate căutat. Poate în Loții pe viitor. Noi ținem relațiile cât se poate de apropiate de ei și în toată această perioadă am ținut relația strânsă, dacă vă aduceți aminte, și la celebrarea 30 de ani de la Cupa Campionilor Europeni din 86. M-am străduit să fac un eveniment atunci dedicat lui Mihai Țăneșu la sala polivalentă în care au fost din nou prezenți și sunt în relații apropiate cu ei, pentru că eu am crescut aici, am crescut cu performanțele lor și eu nu pot să le uit. Iar Clubul Steaua reconstruiește viitorul pe performanțele lor. La cine sunt anii aceia și trofeile între hotărârea judecătorească? Nu știu, vom afla. Probabil că nu va rămâne așa. Mulțumesc.